Hei, salut, drăguților! Eu sunt Lumin și bine ați venit în lumea mea. Nu puteam să începem anul acesta fără un clip cu produse terminate. Știu că sună așa, începem anul cu produsele terminate, dar am tot strâns în 2021, diferite produse, le-am cumpărat, le-am folosit și acum a venit momentul să le arunc, ambalajele, așa că vreau să vi le arăt întâi, să vă spun părerea mea despre ele. Știți foarte bine cum funcționează acest tip de clip cu produse terminate. Înainte să începem însă, mi-ar plăcea foarte mult dacă ați fi alături de mine și în 2022 pe acest canal și dacă nu ați făcut-o încă, abonați-vă, apăsați butonul acolo și vă abonați, dați un like acestui clip și scrieți-mi un comentariu în secțiunea de comentarii de aici de pe YouTube, două, trei cuvinte, un emoticon, orice este binevenit și m-ar bucura foarte mult lucrul acesta. Vă mulțumesc așadar și trecem repejor la produsele terminate pentru că sunt foarte multe. Le-am aici cu mine, ui! Le-am aici cu mine într-o cutie și o să încep cu produsele pentru păr, pentru că le văd aici la suprafață. O să încep cu această mască de păr de la Gliss. Este pentru sezonul rece, pentru îngrijirea părului în sezonul rece. Mi-a plăcut, e ok, preț bun, calitate, raport bun, calitate-preț. Mie mi se potrivesc produsele de la Gliss majoritatea. Și le folosesc cu mare drag și această mască de păr mi-a plăcut, deși nu este una excepțională, este din gama aceasta de produse ok la un preț ok, aș spune. Am și un șampon și masca de păr au fost împreună achiziționate de la Bipa, de la Maui. Acesta este șamponul, pardon, pentru părul deteriorat și aceasta este crema, masca de păr și este cu unt de shea, cu ulei de macadamia și ulei de cocos. Și ar trebui să revigoreze și să hidrateze părul. Din păcate, nu a făcut acest lucru pentru mine nici șamponul, nici masca de păr. Șamponul mi se părea că nu curăță părul, deci după ce îl foloseam aveam acea tendință, așa simțeam nevoia să folosesc și un alt șampon, parcă să-l curețe. E genul acela de șampon care curăță, dar nu simți că îți curăță părul, nu știu cum să spun. Și masca de păr nu a făcut cine știe ce chestii. E o mască de păr obișnuită și nu știu dacă își merită banii pentru că sunt produse un pic mai scumpe. Și mă tot uit aici în cutie și mai scot de aici încă două produse pentru păr. Unul este masca aceasta de păr de la Elvital, L'Oreal. Ok, aș spune masca aceasta, dar nu a făcut mare lucru. Este ok, dar parcă nu aș mai recumpăra-o, nu știu de ce, poate deocamdată. Poate o să o cumpăr peste ceva timp. Și un alt produs este uleiul acesta de păr de la Sien, care mi-a plăcut super, super mult. Este cumpărat din Lidl. A costat 3 euro sau nu știu cât a costat întreaga această sticlă care are 100 de mililitri și care a fost super bun uleiul acesta. Deci îmi hidrata părul când mă dădeam. Eu folosesc ulei de păr aproape în fiecare zi. Dar nu îl îngrășa, deci îl ți hidrata foarte frumos, strălucea părul, dar nu îl îngrășa în sensul că după a doua zi să fie necesar să îl spăl. Nu, a doua zi aplicam iar și deci nu avea un efect foarte îndelungat sau nu știu cum să spun, dar mi-a plăcut foarte mult și pe acesta o să îl mai cumpăr dacă ajung în Lidl. Și cam acestea ar fi produsele pentru păr, cred. Nu mai văd aici nimic. Mai am unul sau chiar două, cred că, din acestea colorate pentru copii. Acesta de la Bubhen și acesta de la Schwarzkopf. Sunt ok, produse obișnuite, nu prea le folosim pentru că nu prea apuc. Se joacă Corina cu ele și le răstoarnă în cadă să-și facă spumă și să spele păpușile, dar sunt ok. Produsele nu aș putea să facă o diferență, să spun ăsta e mai bun sau ăsta e mai bun. Sunt din aceeași gamă, aș spune, din punct de vedere al calității și își fac treaba. Și, bineînțeles, cu prințese și cu păpușele. Cui nu-i plac aceste șampoane, când se duce Corina la magazin, sigur pune câte unul în coș.
Și trec acum la produsele pentru îngrijirea corpului. Bineînțeles, nu poate să lipsească gelul de duș de la Dove, acesta cu miros de Wunderbaum. Preferatul meu, încă îmi place, se potrivește foarte bine sezonului rece. Îl cumpăr de fiecare dată când ajung la DM și îl tot cumpăr și îl tot recumpăr. Este mereu la mine în baie de când l-am descoperit. Și mai am unul, deci am două ambalaje la fel. Ia să vedem, mai am și unul acesta care e în format mare de la Baleia și este, spune că pentru fiecare zi. Nu știu, n-ar trebui să facem în fiecare zi. Și este un gel de duș de familie. Ăsta nu mi-a plăcut, nici nu prea mirosea nimic. L-am consumat pentru că l-am consumat, e așa un pic fresh, dar nu persistă mirosul și nici nu m-a impresionat așa să fie unul deosebit, așa că nu cred că o să-l mai cumpăr. Oricum, gelurile astea de duș de la Baleia sunt mereu în diferite arome și încercăm mereu câte ceva nou. Și îl mai am și pe acesta de la Sien pe roșu și cred că ar trebui să mai fie unul sau nu. Nu cred că. Cred că l-am în baie încă. Știți că eu sunt fan sau eram fan geluri de duș cumpărate din Lidl, adică acestea de la Sien. De data aceasta însă nu mi-au plăcut. Și cred că de aceea încă îl mai am în baie pe cel verde, pentru că nu, parcă nu mă îmbie așa să îl folosesc. Nu știu, au schimbat formula, au schimbat ceva. Parcă aveau altă formulă, altă consistență, nu hidratau atât de bine. Nu știu, o să mai merg la Lidl și o să mai cumpăr și alte produse, geluri de duș sau creme de duș și o să văd despre ce este vorba. Dar, din păcate, acesta nu mi-a plăcut. Acesta este cu floare de lotus. Tot produse pentru baie. Am din această categorie această sare de baie care este cu eucalipt de la Knaip. Nu prea mi-a plăcut. E ok, o sare de baie care miroase așa, îți dă o senzație de fresh, de mentol, dar cealaltă pe care am avut-o anul trecut, nu mai știu exact, trebuie să mă uit pe clipuri în urmă și să văd exact care a fost, aialaltă mi-a plăcut mult mai mult. Aceasta este o sare de baie ok, deși proțele de la Knaip sunt destul de scumpuțe. Nu aș mai recumpăra-o, aș căuta să cumpăr alt produs. Tot pentru de șampon este și acesta de la DM Baby Love, un șampon, v-am spus că am multe șampoane pentru că le pune Corina în cadă și trebuie să îi cumpăr mult mai des șampoane și cred că acestea ar fi produsele pentru care au fost din categoria îngrijire corp. Mai am și acesta, l-am găsit acum. Cum care este un spray din acela care se lasă în păr după clătire, deci este un produs pentru păr, are ulei de argan marocan și este protecție împotriva căldurii. Deci, să spun, ca să-l traduc exact. Deci, este un produs care protejează părul în momentul în care îl usuci cu feonul sau îl întinzi cu placa, cum se întâmplă în cazul meu. L-am folosit, mi-a plăcut. Este un produs pe care l-am cumpărat din magazinele TK Maxx, cele care locuiți aici în Viena, știți. Eu mereu mă duc acolo la raionul lor de produse pentru că au produse făinuțe. Și tot din această categorie să spun, am și acest săpun de mâini pe care l-am achiziționat tot de acolo din TK Maxx. Îmi cumpăr săpunuri de mâini aproape exclusiv de la magazinul acesta pentru că au așa chestii mai faine, arome faine care persistă și miros foarte frumos. Acesta este de la Nature Love Hand Wash cu levănțică a fost. Este făcut în Statele Unite. Mi-a plăcut, îmi plac acolo mereu săpunurile lichide pe care le au, pentru că, așa cum vă spuneam, au arome diferite, faine și puternice și vă recomand, dacă nu ați încercat încă, să încercați produsele de la TK Maxx. Și tot din categoria aceasta și tot din categoria aceasta am și două deodorante. Unul este acesta de la Garnier Invisible și unul este acesta de la Baleia. Știți bine,
Pe acesta de la Garnier l-am folosit în perioada de iarnă pentru a nu păta hainele și așa, dar nu sunt un mare fan pentru că este cu aluminiu și lucrul acesta nu îmi place. Pe de altă parte, acesta este de la Balea, nici acesta nu pătează hainele. Îl folosesc zi de zi, pe timpul iernii mă protejează foarte bine împotriva transpirației urât-mirositoare și îmi plac foarte mult produsele deodorant de la Balea și sigur și acolo încerc mereu chestii noi, arome noi, așa că pe acesta sigur nu o să-l mai vedeți la mine, dar o să vedeți altele de la Balea cu aromă diferită. Și să spun că am încheiat cu produsele destinate îngrijirii corpului și o să trec la produsele pentru față. Și am aici, ia să vedem ce scot de aici, am câteva chestii. Am această apă micelară de la Neutrogena, mai am un pic cu ea, dar am zis să o arăt pentru că săptămâna asta sigur o folosesc și o termin. Neutrogena, produse care îmi plac în majoritate, Hydroboost din gama aceasta, curăță bine, își face foarte bine treaba și mi-a plăcut produsul acesta. Așa cum vă spuneam, o să îl arunc. Am și această cremă cu vitamina C de la The Body Shop. Vă mai spuneam eu într-un clip, cel cu produse favorite, că în ultima perioadă am început să fiu fan, cam din vara, așa, al produselor de la The Body Shop. Drept urmare, am și două aici cu mine, pe care le-am terminat. Unul dintre produse este crema aceasta de față cu vitamina C, care are SPF 30, pe care mi-a achiziționat-o în primăvară și pe care abia acum am terminat-o folosind-o aproape zi de zi dimineața. Este un produs minunat. Mi-a plăcut foarte mult, m-a ținut foarte mult, se întinde bine, are o consistență plăcută, miroase super, super fain a portocal. Deci dimineața așa îți dă, te învigorează și îți dă o stare de bine mirosul acesta. Mi-a plăcut, vă recomand, n-am avut probleme cu ea pe față și m-am bucurat că are și SPF. De fapt, eu de aia am cumpărat-o și își merită banii, chiar dacă este un pic mai scumpă, ca toate produsele de la The Body Shop, pentru că nu sunt din categoria low, sunt așa mai mult spre mediu. O să o recumpăr și în vara viitoare pentru că mi-a plăcut și pentru că își merită toți banii și dacă vreți să o încercați, o puteți cumpăra. Are factor de protecție 30. Deci merge cam primăvara, să spun așa. Acum pe timpul iernii nu știu dacă este necesar să avem așa un factor de protecție foarte mare, cred că 15 este suficient. Dar îmi place și mi-a plăcut. Trebuia să o pun în clipul cu produsele favorite. Și tot de la The Body Shop am și acest demachiant de tip unt în variantă mică. Pe cel în variantă mare încă îl mai am la baie, nu l-am terminat. Știți bine, mi-a plăcut pentru că l-am recumpărat în cantitate mare. Lasă fața super catifelată și super hidratată după ce te demachiezi, de parcă nici nu ai folosit machiaj în ziua respectivă și recomand produsul acesta care este cu mușețel. Eu când am fost la The Body Shop am întrebat dacă au și în alte variante și îl aveau doar pe acesta cu mușețel. Tot produse de îngrijire este și acest balsam de buze care nu s-a terminat, dar a fost distrus de domnișoara Corina, mai avea foarte puțin în el sau nu știu, mai are și acum un pic în el, dar nu-l mai pot folosi pentru că este deteriorat. Este de la Blistex, cu ambalajul acesta mov, este super fain. Produsele de la Blistex sunt super bune în ceea ce privește îngrijirea buzelor. Dacă nu le-ați încercat, vi le recomand. Și mi-a plăcut, i-a plăcut și Corinei, după cum v-am spus, așa că s-a terminat cu el, dar este un produs care probabil o să revină la mine. Și mai am și aici, uite că am pus aici pe masă, o cremă pentru zona ochilor. Este aceasta de la Yves Rocher, Anti-Age Global. Și nu știu ce să vă spun, este o cremă care a reprezentat la mine un hotar, așa să spun, pentru că mi-am cumpărat crema aceasta în primăvară, cred că tot așa, primăvara anului trecut.
Și de atunci tot mă chinui să o folosesc și tot mă chinui să o folosesc. Nu a fost nici foarte ieftină, nici foarte scumpă, din clasa medie, să spun așa, dar am avut așteptări foarte mari de la ea. Pentru că era pentru anti-aging și să-ți lumineze și să facă foarte multe lucruri pe care nu le-a făcut pentru mine. Eu nu am observat nicio îmbunătățire, poate știți, mereu spun că ar trebui să folosesc produsele o perioadă mai lungă de timp să îmi dau seama de ele, dar parcă dacă nu există la început ceva care să mă facă să le folosesc mai departe, nu pot. Și de atunci am spus că nu mai folosesc creme special destinate zonei de sub ochi și folosesc în zona de sub ochi crema pe care o folosesc pe toată fața. Nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău, spuneți-mi voi, dar nu știu dacă există așa o mare diferență și nu știu dacă se merită să investesc în cremele acestea. Asta a fost o altă poveste, am vrut să vă spun. Crema aceasta a fost, am folosit-o, să spunem că merge, dar nu o să o mai cumpăr și probabil o perioadă lungă de timp nu o să mai vedeți la mine creme special destinate îngrijirii zonei de sub ochi. Doar creme de față și atât. Și mai am două produse de make-up, să spun. Unul este fondul de ten, pe care știți foarte bine că îl folosesc de foarte mult timp. Este acesta, numărul 125, de la Fit Me Maybelline. Mi se potrivește, îmi place, se aplică frumos, este ok și nu văd de ce să îl schimb doar să testez altceva. Deocamdată sunt mulțumită și nu simt nevoia să testez altceva. În schimb, acest concealer de la Catrice, pe care l-am găsit în calendarul advent de anul celălalt, deci în 2020, l-am folosit sau nu prea l-am folosit, nu mi-a plăcut, nu mi s-a părut că face nimic și a expirat. Adică nu mai am ce să fac cu el, e așa o apă aici înăuntru, nu mai. Îl arunc și l-am găsit acolo în calendar, că altfel nu știu dacă l-aș fi cumpărat eu, dar a fost un produs, să spun, ok, mediu, dacă îmi permiteți să folosesc acest termen. Și mai am aici și câteva parfumuri. Ah, și mai am, oh, mă scuzați, mă scuzați, mai am și această mască de păr pe care am folosit-o. Este o mască de la ICO, care a fost destul de faină, din ce mi-amintesc. Nu mai știu de unde o am pe aceasta, de unde am cumpărat-o, dar a fost ok. Chiar cred că mi-a plăcut la momentul acela în care am folosit-o. O să mă uit să văd de unde am cumpărat-o. Poate mai găsesc și alte produse. Și am, așa cum vă spuneam, trei parfumuri. Acesta de la Elizabeth Arden, Fifth Avenue. Acesta este de la Burberry. Nu știu cum se numește, stați să văd. Burberry London Limited, da, nu știu cum se numește acesta. Și mai am încă unul care este apă de parfum din Germania, dar nu știu cum se numește. Așa se numește, Michalski Berlin. Cred că l-am achiziționat de la Bipa și acestea sunt terminate, au fost ok. Nu rezistă ele foarte mult, dar miros fain și mi-au plăcut. Și mai am aici, ca să trec așa ușor, ușor la categoria de produse pentru familie și pentru casă, o apă de gură de la Elmex, pe care o folosim de foarte mult timp. Suntem foarte mulțumiți de ea și o vedeți și o revedeți de fiecare dată în clipul cu produse terminate. Și, așa cum vă spuneam, trecem la categoria de produse pentru familie. Avem detergentul de la Ariel, care era lângă cutie pentru că ocupă foarte mult spațiu. Îmi place, îl cumpăr, un detergent lichid. Le mai schimb așa din când în când. Este un detergent lichid pentru produse, pentru lucrurile colorate și tot pentru rufele colorate. Am și pe acesta, îl am și pe acesta de la Feva și pentru rufele negre. Le tot schimb și le folosesc și folosesc pentru diferitele tipuri de haine, diferite tipuri de detergente, iar acestea de la Feva sunt ok, miros destul de fain. Și tot pentru mirosul hainelor le am și pe acestea de la Lenor. Acesta este un balsam de rufe și acestea sunt biluțele acelea parfumate care,
din punctul meu de vedere, nu fac mare lucru. Nu mi se pare că au un miros foarte intens. Parcă mai bine folosesc acest balsam de rufe, dar am zis să le încerc. Acestea au fost cu ametist. Sunt ok. Nu știu, poate ar trebui să folosesc o cantitate mai mare, dar nu am rămas impresionată de ele. Le mai folosisem de ceva vreme, acum am să le încerc din nou, dar din nou am avut aceeași părere că nu își fac treaba mai bine decât balsamul de rufe. Și încă două produse și gata, termin. Îl am pe acesta care este un produs de curățat geamurile și pe acesta de la Froș, care este produsul, bineînțeles, nelipsit niciodată de la mine, anticalcar, pe care îl folosesc foarte, foarte mult pentru a îndepărta calcarul și funcționează foarte bine, este minunat. V-am mai spus eu despre el, îl găsiți la DM sau și în Bipa, cred că de la Dr. Froș. Oțet, să spun așa, de zmeură împotriva calcarului, care este minunat. Și acestea au fost produsele, mă tot uit, nu mai am nimic aici lângă mine. Acesta a fost primul clip cu produse terminate de anul acesta. Sper să vă placă, nu știu dacă vă sunt folositoare aceste clipuri, scrieți-mi în comentarii. Vă mulțumesc că ați fost cu mine până la sfârșit, nu uitați de Facebook, nu uitați de Instagram. Vă mulțumesc că ați fost cu mine și până data viitoare, vă pup, pa, pa! Child, when you're out on your own, no.